PSD a realizat un plan de stabilizare economică și socială care va trebui dezbătut în coaliție și aprobat de guvern. Este vorba despre măsuri foarte importante pentru cetățenii și firmele din România. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a declarat pe pagina sa de socializare faptul că avem nevoie de un guvern stabil, pentru că țara noastră se confruntă cu o mulțime de probleme care trebuie rezolvate la timp în interesul românilor. Partidul Social Democrat depune toate eforturile în această perioadă pentru a rezolva problemele cetățenilor. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare, prin care a expus câteva dintre propunerile socialdemocraților, care fac parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri economice și sociale, benefice pentru români și pentru România. Sunt măsuri foarte importante pentru cetățenii și firmele din România. S-a dezbătut public măsura acordării de vouchere persoanelor vulnerabile sau familiilor cu copii pentru achiziția de alimente de bază. S-a vorbit de voucherele acordate elevilor cu burse sociale pentru achiziția de rechizite, haine și alimente. S-a vorbit despre un ajutor de stat pentru firmele de transport pentru plata accizei pe carburanți. La fel cum s-a discutat despre creșterea valorii etichetelor de masă acordate angajaților, a declarat deputatul PSD Alin Chirilă. Parlamentarul social-democrat a anunțat de asemenea că salută decizia liberalilor de a-l schimba pe Florin Câțu de la conducerea partidului și organizarea rapidă a unui congres, astfel încât să nu se amâne propunerile inițiate de PSD prin miniștrii și parlamentarii săi în ceea ce privește programele de protejare a cetățenilor și a firmelor românești. Pe noi, cei de la PSD, ceea ce ne interesează este ca PNL să aibă cât mai repede o conducere legitimă, astfel încât să existe stabilitate și putere de decizie în coaliția de guvernare. După cum știți, în spațiul public au apărut deja câteva dintre propunerile PSD, care fac parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri economice și sociale, pe care noi le considerăm necesare în noul context creat de dezechilibrele de pe piața de energie și de impactul economic generat de sancțiunile impuse Federației Ruse, ca urmare a agresiunii militare din Ucraina, a subliniat deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă.